lupul, vulpea și porcul, nimeresc în pădure într-o groapă. Vulpea și se gândește așa, tac, porcul al mâncăm, lupul minimă trăsnește, las că e bun. Lupul se gândește, aha, porcul al mâncăm, pe vulpe o trăsnesc, asta e normal. Porcul și se gândește, păi ori și n-aș da și n-aș face, oricum mă mănâncă. E cumva să încerc să mă jez soarta și zici la lupă, ei lupă, dă-mi voie la ultima dorință. Dar lupul zice, da și dorința aici, păi vreau să cânt. Lupul și zice, cânt, mai da și probleme, știi? Și porcul începe cu viței, cuviz, 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 cuviz. Și tămâi pe alături treceau niște vânători. Aude zgomot în groapă, așa e, s-a prochit și vede vulpea și lupul și pușcă la ochi și poc, poc și îi împușcă. Dar lupul murind zice că, băi, că ia-s prost aici, că am avut și mânca, am avut și trăsni și ne-a trebuit mie concert. De la o oprire se pornește un autobuz. Păi de urmă autobuz, le aleargă un bărbat, doi hărbuși, stoară, aleargă, 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 pasajerii se uit fereastră după dâns și stăvăleu de râs, prăpădeu de râs, știi? Aici s-a la un moment dat scapă un hărbuș jos și continuă mai departe să alergi după autobuz. Aici ăștia leșinau de râs. Aleargă ăsta cât aleargă și scap și a doilea hărbuș, știi? Și un pasajer scoate cap fereastră, strigă pe ăsta, zic, domnule, domnule, nu mai alergați, că oricum a scăpat autobuzul. Și noi să ne chișăm în pantaloni de râs. Dar ăsta cum alerga așa după autobuz, îi strig și zice că voi mușați vă căcați de râs că eu șoferul.